Astăzi a fost semnat protocolul de colaborare în vederea derulării proiectului Efort Comun pentru un viitor mai bun, proiect care vizează vaccinarea și sterilizarea animalelor de rasă comunitară din municipiu. Proiectul se va face împreună cu Asociația Animal Society și vrem să ne îngrijim de aceste biete animale. Gestionarea câinilor fără stăpân înseamnă mult mai mult decât capturarea și îngrijirea lor. Înseamnă sterilizare, înseamnă cipare, înseamnă de ce nu adoptarea unui regulament pe care toți trebuie să-l respectăm, pentru că, apropo, câinii nu sunt ai primăriei, animăluțele acestea fără stăpân sunt ai întregii comunități. De asemenea, va fi realizat un recensământ al acestora, dar și o campanie de conștientizare și implicare a societății civile cu privire la problema câinilor comunitari. Numărătoarea se va face fizic în teren. Orașul deja a fost împărțit pe sectoare. Ne vom împărți și noi pe echipe și este o aplicație online, o aplicație pe care am cumpărat-o noi și pe care o vom folosi să numărăm efectiv câinii din Constanța. Este o aplicație pe care am folosit-o în Galați. Community Engagement se derulează deja în Galați. Practic, Constanța va fi al doilea oraș cu acest proiect. Potrivit autorităților, capacitatea de sterilizare poate ajunge și până la 40 de exemplare pe zi. Noi sterilizăm animale de rasă comună. Prin animal de rasă comună înțeleg și dacă, de exemplu, dumneavoastră ați adoptat un câine din biobaza pe care l-ați luat necastrat sau un câine pe stradă și nu ați avut posibilitatea, timpul, banii până acum, și atunci apelați la noi, pentru că acest serviciu și prin intermediul municipalității Constanța este gratuit. Cât suntem noi aici, asta se va întâmpla. Tocmai de aia, repet, să profite lumea de noi și vom reveni în alte două etape pe care le vom stabili împreună cu colaboratorii noștri. Prin urmare, constanțenii care își doresc sterilizarea fără costuri a animalelor de rasă comună o pot face de mâine până pe 12 martie la biobaza de pe strada Vârful Cudor numărul 5, printr-o programare la numărul afișat pe ecran.